Șerif a revenit din vacanța de iarnă și a susținut ieri primul antrenament în vederea pregătirii pentru a doua parte a campionatului și cupe Moldovei. Pregătirea va fi divizată în două etape. Până pe 10 februarie, galbenegrii se vor pregăti la Tiraspol, după care echipa se va deplasa în Antalya, Turcia. Ieri și astăzi echipa a fost supusă controlului medical.